România și Austria investesc în educația vocațională din Republica Moldova pentru a dezvolta calitatea învățământului tehnic de la noi. Aproape 700.000 de euro vor fi utilizate pentru crearea unui centru de excelență în domeniul tehnologiilor informaționale și susținerea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educația Profesională. Învățământul tehnic din Republica Moldova trece la o nouă etapă datorită sprijinului României și Austriei prin susținerea Agenției Naționale de Asigurare a Calității Învățământului Profesional. Studenții din Republica Moldova vor avea acces la studii de calitate de nivel european. Ajutăm Agenția de Asigurare a Calității să își definească documentele și standardele după care va funcționa. Ne propunem să realizeze câteva vizite de studiu în România pentru a se întâlni cu agenția similară de la București, de asemenea să ajutăm această agenție de asigurare a calității să lege parteneriate cu instituții similare din alte state membre ale Uniunii Europene. Republica Moldova va funcționa și un centru de excelență în domeniul tehnologiilor informaționale care va ajuta la o mai bună cooperare între studenți și companiile de specialitate. We have a very strong focus on vocational education and training. Simply because we are convinced and also in line with the national vocational education strategy that the human resources is one of the key factors for the creation of future jobs, for better incomes and for a more sustainable life here in the Republic of Moldova. Valoarea totală a proiectului Parteneriate pentru Calitate și Relevanță în Învățământul Profesional în domeniul TIC este de aproape 700.000 de euro, iar perioada de aplicare este de 36 de luni. Proiectul este susținut de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, Ministerul Român de Externe, USAID, și Asociația Națională a Companiilor din Domeniul Tehnologiei Informaționale și Comunicațiilor.